Bun venit pe canalul nostru! Astăzi vom explora originile și întemeierea Spartei, una dintre cele mai legendare orașe ale Greciei Antice. Vom descoperi atât istoria cât și mitologia care înconjoară crearea sa și vom vorbi și despre lucruri mult mai înfricoșătoare și terifiante despre Sparta, cum ar fi, cum era să fii un sclav în acea perioadă. Să începem această călătorie fascinantă! Sparta, situată în regiunea Laconia, la sud-est de peninsula Peloponeză, este renumită pentru puterea sa militară și disciplina strictă. Dar cum a început totul? Pentru a înțelege originea ei, trebuie să ne adâncim în mitologia greacă. Conform mitologiei, Sparta a fost fondată de Lacedaemon, fiul lui Zeus și nimfa Tagete. Lacedaemon s-a căsătorit cu Sparta, fiica regelui Eurotas. Când regele Eurotas a murit, Lacedaemon a numit orașul după soția sa, Sparta. Această uniune simbolizează conexiunea divină și eroică în originea orașului. Din punct de vedere istoric, temerea Spartei datează din secolul al IX-lea înainte de Hristos. Dorienii, un grup de triburi grecești, s-au stabilit în valea râului Eurotas. Acești dorieni, conduși de descendenții lui Heracles, au cucerit regiunea și au întemeiat Sparta. Astfel, orașul a început transformarea sa într-o putere militară. Societatea spartană era unică și foarte diferită de celelalte orașe grecești. Viața în Sparta era centrată pe austeritate, disciplină și serviciul față de orașul stat. Spartanii prețiau forța, rezistența și loialitatea mai presus de orice. Astfel, Sparta a crescut din mituri și istorie, devenind unul dintre cele mai formidabile orașe ale lumii antice. Apogeul spartan nu era doar un antrenament fizic, ci o forjare a caracterului și a disciplinei, care începea din copilărie și dura până la maturitate. De la vârsta de 7 ani, băieții spartani erau luați din casele lor pentru a-și începe antrenamentul în Agoge. Acesta nu era o simplă tabără de vară, ci o instituție de stat concepută pentru a produce cei mai temuți războinici ai lumii antice. Tinerii spartani trăiau în barăci sub supravegherea unor mentori veterani. Din prima zi, erau învățați să îndure durerea, foamea și condițiile meteorologice aspre. Condițiile de trai erau dure și austere. Dormeau pe paturi din stuf și li se dădea doar o singură mantie pentru întregul an, indiferent de vreme. Unul dintre principalele scopuri ale Agogeului era dezvoltarea rezistenței și disciplinei. Băieții erau obligați să fure mâncare pentru a supraviețui, dar dacă erau prinși, erau pedepsiți sever. Pedeapsa nu era pentru furtul în sine, ci pentru că au fost suficient de neîndemânatici să fie prinși. Antrenamentul fizic era extrem de solicitant. Exercițiile includeau alergări pe distanțe lungi, sărituri, aruncări de suliță și lupte corp la corp. Competiții constante erau organizate pentru a încuraja un spirit competitiv și o îmbunătățire continuă. Însă, Agogeul nu întărea doar trupul, ci și mintea. Tinerii spartani erau învățați retorica și filozofia de bază. În plus, erau învățați să fie vicleni și să rămână calmi sub presiune, calități esențiale pentru un lider militar. Unul dintre cele mai temute teste ale Agogeului era Cripteia. Doar cei mai promițători tineri erau selectați pentru această misiune secretă. Ei erau trimiși singuri în câmp, înarmați doar cu cuțit și trebuiau să supraviețuiască câteva luni, eliminând orice amenințare la adresa securității Spartei. În cei în urmă, cei care terminau Agogeul erau considerați cetățeni deplini ai Spartei, gata să se alăture rândurile hopiloților și să își apere orașul stat cu onoare și curaj. Agogeul spartan era mai mult decât un simplu antrenament. Era o forjare a bărbaților și femeilor care trăiau și mureau pentru gloria Spartei. Astăzi ne amintim de moștenirea lor și ne inspirăm din disciplina și curajul lor. Ai putea rezista antrenamentului spartan? Înainte să vorbim despre ierarhia socială din Sparta, societatea spartană era împărțită în trei clase principale: spartiații, perioicii și heloții. Doar spartiații aveau drepturi politice și erau singurii care puteau participa în armata spartană. Perioicii erau locuitorii din zonele periferice ale Spartei. Deși nu erau cetățeni deplini, jucau un rol crucial în economia spartană. Ei erau comercianți, meșteșugari și agricultori. Perioicii serveau de asemenea ca soldați auxiliari în armată, dar nu participau la luarea deciziilor politice. La baza piramidei sociale erau heloții. Ei erau șerbi ai statului, practic sclavi, care lucrau pământurile spartiaților. Heloții erau esențiali pentru economia agricolă a Spartei, dar trăiau sub o presiune și o supraveghere constantă. Răscoalele heloților erau frecvente, iar spartiații luau măsuri drastice pentru a-i menține sub control. Acum să trecem la sistemul politic spartan, o rețea complexă de instituții care asigura echilibrul puterii și stabilitatea statului. Sparta avea o diarhie, ceea ce însemna că doi regi conduceau simultan. Acești regi proveneau din două familii regale diferite, Agiade și Euripontide. Regii împărțeau puterea, conduceau armata în vremuri de război și îndeplineau funcțiile
religioase și judiciare. Alături de regi erau eforii, 5 magistrați aleși anual de cetățeni. Eforii supravegheau educația, administrau justiția și aveau puterea de a monitoriza și chiar pedepsi pe regi. Acest sistem asigura un echilibru și un control al puterii regale. În final avem Gerusia, Consiliul Bătrânilor format din 28 de membri de peste 60 de ani, plus cei doi regi. Gerusia propunea legi și acționa ca instanță supremă în cazurile penale. Membrii săi erau aleși pe viață, iar experiența și înțelepciunea lor erau esențiale pentru luarea deciziilor politice. Combinația acestor instituții și clase sociale a creat o societate extrem de organizată și militarizată, lăsând o amprentă de neșters asupra istoriei. Ce părere aveți despre structura socială și politica Spartei? Lăsați comentariile voastre mai jos. Să explorăm una dintre cele mai faimoase bătălii din istorie, bătălia de la Termopile. Au fost într-adevăr doar 300 de spartani și ce rol a jucat legendarul rege Leonidas? Rămâneți cu noi până la sfârșit pentru a afla. Vom pătrunde în lumea spartanilor, explorând nu doar bătălia de la Termopile, ci și alte bătălii cheie și tacticile care au făcut din Sparta un oraș atât de temut. La Termopile, în anul 480 a.C., o mică forță greacă condusă de regele Leonidas s-a confruntat cu vastele forțe ale Imperiului Persan, comandate de regele Xerxes. Dar au fost cu adevărat doar 300 de spartani? În realitate, Leonidas a condus un contingent mic de aproximativ 7.000 de greci la început. Cei 300 de spartani erau garda sa personală, o forță de elită cunoscută pentru curajul și priceperea lor în luptă. Totuși, la finalul bătăliei, doar cei 300 de spartani împreună cu aproximativ 700 de tespieni și 400 de tebani au rămas să se apere până la ultimul om. Rolul lui Leonidas a fost crucial. Conducerea și strategia sa s-au concentrat pe valorificarea terenului. Trecătoarea îngustă de la Termopile a permis grecilor să neutralizeze avantajul numeric al perșilor. Spartanii au folosit tactica falangei, o formațiune strânsă și disciplinată care era practic impenetrabilă. Se credea că Leonidas avea 60 de ani la acea vreme și nu era într-o condiție optimă pentru luptă. Xerxes a ordonat ca trupul lui Leonidas să fie decapitat și capul său să fie înfipt pe o țepușă pe câmpul de luptă. Scuturile lor de bronz și sulițele lungi erau de neînvins pentru perși, care foloseau scuturi de hrăchită și sulițe mai scurte. Pierderile persane erau de ordinul sutelor, în timp ce pierderile grecilor erau minime. Dar povestea tacticilor spartani nu se termină aici. Să ne uităm la alte bătălii importante. Bătălia de la Plateia în 479 a.C. a fost o altă victorie semnificativă pentru greci împotriva perșilor. Aici, spartanii și-au demonstrat disciplina și abilitatea de a se adapta la noi tactici, colaborând cu alte orașe-state grecești pentru a înfrânge forțele persane. Și nu putem uita bătălia de la Leuctra în 371 a.C., unde spartanii s-au confruntat cu tebenii. Deși de această dată au fost învinși, bătălia este celebră pentru tactica falangei oblice folosită de tebani, o inovație pentru a schimba modul în care se purtau bătăliile în Grecia. Tacticile spartane au fost impresionante, dar inovația și adaptarea au fost cheie în războiul din antichitate. Așadar, iată incredibilă povestea spartanilor și a tacticilor militare. Ce părere aveți? Sparta este înconjurată și de mituri și legende. Se spune că spartanii erau descendenții ai lui Hercule, eroul mitologic, și că puterea și curajul lor erau o moștenire directă de la zei. O altă legendă spune că în vremuri de criză, spartanii consultau oracolul din Delphi, un loc sacru în Grecia antică care găzduia faimosul oracol al lui Apollo. Aici Pitia, o preoteasă, primea mesaje de la zeul Apollo și le transmitea sub formă de profeții. Aceste profeții le ghidau deciziile militare și politice. Un exemplu celebru este consultarea înainte de bătălia de la Termopile, de către regele Leonidas. Astfel, oracolul din Delphi nu doar că prezicea, dar și modela istoria Spartei. Un legământ mistic între zei și oameni, unde credința și destinul se împleteau într-un echilibru delicat. Decăderea Spartei a început din interior. Unul dintre factorii principali a fost sistemul său social și demografic. Structura rigidă a societății spartane, bazată pe sclavia hiloților și disciplina strictă a cetățenilor, a început să arate fisuri. Populația cetățenilor spartani, spartiații, s-a redus drastic din cauza războaielor constante și a ratei scăzute a natalității. În plus, economia spartană, care depindea în mare parte de agricultură și de munca hiloților, nu s-a putut adapta la schimbările economice și comerciale care aveau loc în Grecia și în lumea mediterană. Pe plan extern, Sparta s-a confruntat cu numeroase provocări. Bătălia de la Leuctra din 361 a.C., în care au fost înfinși de tebani sub conducerea lui Epaminondas, a marcat începutul sfârșitului hegemoniei lor. Această înfrângere nu doar că a distrus reputația invincibilității Spartei, dar a dus și la pierderea multor cetățeni războinici. Un alt impact semnificativ a fost invazia macedonienilor conduși de Filip al II-lea și mai târziu de fiul său, Alexandru cel
urmare, Sparta n-a reușit să facă față inovațiilor militare și superiorității numerice a macedonienilor. Bătălia de la Leuctra din 371 Hristos a fost un punct de cotitură. Tactica inovatoare a lui Epaminondas, cunoscută sub numele de formația oblică, a rupt falanga spartană și a dus la o înfrângere devastatoare. Apoi, în 338 Hristos, la bătălia de la Heronea, macedonienii și-au consolidat dominația asupra Greciei. Deși Sparta nu a participat la această bătălie, puterea și relevanța ei au continuat să scadă. În ce în urmă, în timpul cuceririi romane a Greciei în secolul 2 înainte de Hristos, Sparta a devenit un simplu stat vasal, pierzându-și independența și gloria de odinioară. Declinul și căderea Spartei ne amintesc că chiar și cele mai puternice civilizații pot să cadă din cauza unor factori interni și externi. Astăzi, ruinele Spartei stau ca un testament al trecutului său glorios și al schimbărilor inevitabile aduse de istorie. De pe nisipurile timpului până pe ecranul vostru, spartanii au lăsat o amprentă de neștersă asupra istoriei. Spartanii, cunoscuți pentru disciplina și curajul lor, au inspirat nenumărați autori de-a lungul secolelor. Din antichitate, cu lucrări precum istoriile lui Herodot, până la romane contemporane precum Porțele de foc de Stephen Pressfield, povești despre bătălie spartanilor și stilul lor de viață auster ne captivează imaginația și ne transportă într-o lume a onoarei și sacrificiului. Cinemaul a fost de asemenea un vehicul puternic pentru a menține vie memoria spartanilor. Filmul 300, regizat de Zack Snyder, este poate cea mai iconică reprezentare din cultura modernă. Cu stilul său vizual impresionant și povestea dramatică, 300 ne arată curajul extrem al celor 300 de spartani conduși de regele Leonidas în bătălia de la Termopile. Acest film nu doar că a devenit un fenomen cultural, dar a revitalizat interesul pentru istoria spartanilor în întreaga lume. Dar cum este păstrată via amintirea spartanilor astăzi? Pe lângă prezența lor în cultura populară, expozițiile muzeale, documentarele și seriile TV continuă să exploreze și să celebreze istoria spartanilor. Cărțile și articolele academice continuă să investigheze impactul lor asupra istoriei și culturii occidentale. Fascinația pentru spartani nu dă semne de diminuare, iar moștenirea lor dăinuie prin fiecare generație. Și astfel se încheie călătoria noastră prin istoria Spartei, de la începuturile sale modeste până la căderea sa. Spartanii au lăsat o amprentă de neșters asupra istoriei. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai mult conținut epic. Ne vedem în următorul videoclip.